inițiator primarul orașului Târgoviște. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2020. Inițiator primarul orașului Târgoviște. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe semestrul 1 al anului 2021. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a titlului de cetățean de onoare a orașului Târgu Ocna, respectiv a certificatului de timp fiică a orașului Târgu Ocna. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei pentru susținerea organizării Festivalului Național Cânt și Joc de la Moșii Noștri, ediția a 7, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Grid S.A. a unui teren aparținând domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 7. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 8. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție proiectului Walkman, sistem informațional pentru managementul integral al apelor, etapa 2, a unui teren aparținând domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău, pentru construirea obiectivului de investiție, sistem de avertizare, alarmare a populației în aval de baraje. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu amplasat în cadrul centrului balnear Parc Măgura, oraș Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 10. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgu Ocna pentru demararea procedurilor de concesionare a unor suprafețe de teren din orașul Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 11. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgu Ocna pentru demararea procedurilor de vânzare a unor suprafețe de teren, proprietatea privată a orașului Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru un membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Compania de Utilități Publice Târgu Ocna, ESA, în conformitate cu prevederile legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna în adunarea generală a asociațiilor, societatea comercială Compania Regională de Apă Bacău ESA, la care orașul Târgu Ocna este acționar, și în adunarea generală a asociațiilor, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al orașului Târgu Ocna, forma revizuită, aprobată prin hotărârea numărul 15 din 25.02.2021, inițiator consilier local Barna Cristian. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul burselor aferente anul școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din orașul Târgu Ocna. Inițiator, consilierii locali USR, reprezentant Barna Cristian. 14. Întrebări, interpretări, răspunsuri. Supun spre aprobare ordinea de zi. Data de când mi s-au pus în față regulamentul de organizare funcționare Consiliului Local. Aș vrea să întreb, începând din 1 martie până acum, ședințele de Consiliu au fost publicate în ziar local, ordine de zi, și s-au întrunit poze de pe o poziție de local? Așa scrie regulament. Articolul 47, litera A. Nu, scrie și, doamna Corina, scrie și se transmite. Și. Scrie și. La ce articol? 47, litera A.
ziar local sau cu televizor. S-a transmis? Martie, aprilie, mai? Păi ședințele nu au fost transmise toate live? Dar scrie, trebuie afișat, regulament. Și cum să le afișăm? Pe un post de televiziune? Nu! Cum? Domnule, cum? Sunt anunțurile care se fac, nu se afișează. Se transmise, o să publică 30 de pagini pe... Se transmise, pe... O să mergem la... Mulțumim, domnule consilier, o să... Digi24. O să analizăm ședința dumneavoastră și o să încercăm să ne... conformăm la ședința dumneavoastră. Și la Dinamo la fel. Stați un pic, că nu avem cum să ne conformăm. Ce facem? Trimitem 30 de pagini la o televiziune națională? Nu, local. Ah, local. Păi dar și ne-ați plăbit un urmă. Materiale de ședință publicate sau doar anunțul pe ședința de consiliu, ordinea de zi a ședinței de consiliu local. Trebuie să ne votul administrativ prevede o alternativă, fie pe pagina de internet a instituției sau ieșit, nu sau ieșit. Dar spuneți și la finalul regulamentului că tot ce prevede care este contrară sau în completare se completează cu anul normativ, este codul administrativ. Codul administrativ reglementează în acest sens. Împotrivă? Abține? Domnule președinte, aș vrea să fac o mențiune. Sunt de acord cu ordinea de zi, doar că la punctul 10 de pe ordinea de zi, locul de hotărâri privind acordul de principiu al Consiliului Local privind demararea procedurilor de vânzare a unor suprafețe de teren, proprietatea privată a orașului de Vâlna de Subacău, nu se participă la dezbatere și nu se exprim votul pentru a fi un conflict de interese. Domnul la punctul 10, pe ordinea de zi. De asemenea, domnul președinte, și eu la ordinea 5. Punctul 5 pe ordinea de zi, nu voi participa la dezbatere și nici la procesul de votare, având în vedere că am un interes fiind vicepreședinte și co-organizator al Festivalului Național, nu voi participa. Cu permisiunea dumneavoastră, în momentul de față, vreau să-mi dau voie să fiu un ambasador al acestui festival. Ați primit o invitație, vă așteptăm cu drag împreună cu cei dragi ai dumneavoastră. Este a șaptea ediție a festivalului, să se răspund că festivalul a crescut de la an la an, ajungând inclusiv la nivel național, adică și televiziuni și radiouri din țară, vor fi prezenți la această manifestare. Și zic eu că este o mândrie pentru noi, pentru oraș, pentru instituție. Și din jur vor face parte personalități artistice, va fi prezentă doamna Stella Enache, Carmen Rădulescu, de la Radio România Iași, Radio România Brașov FM și de la Radio România București. Deci evenimentul va traversa inclusiv granițele, nu numai la nivel local, ci va fi inclusiv la nivel național. Deja am avut zilele trecute, am avut o primă prezență la o emisiune națională în care am vorbit despre acest festival și nu numai despre festival, ci și despre orașul nostru. Așadar, vă așteptăm cu drag și în continuare, va fi, după festival, va fi și un recital ținut de artiștii pe care i-am spus. Stella Enache împlinește 50 de ani de carieră artistică. Cu atât mai mult ne va face un cadou orașului și zonei. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul președinte! Și apreciem faptul că prin evenimentul dumneavoastră promovați orașul Târgu Ocna. Domnule consilier, domnule președinte, stimați colegi, materialul ședinței de astăzi
Din biroul secretarian a fost pusă la dispoziție o informare privind sesizarea numitei Racul General Silvia, care are o petiție adresată nouă. Doamna a luat legătura cu mine, a solicitat să vină conform regulamentului. Sorsarea a fost făcută luni, deci se încadrează în termen și nu a primit un răspuns până acum. Înainte de ședință am fost contactat, urmează să-i dau un răspuns, dacă i-ați aprobat sau nu. Păi i-am transmis că poate să vină. Nu a primit, că a venit și vreau să spun. Nu a primit niciun răspuns. La aprobarea, conform regulamentului, o face Consiliul Local. Eu v-am spus că nu vreau să am văd aici semnătura domnului primar, că și dat acceptul. Pentru a participa la ședință. Iar Consiliul Local, să o chemați casă? Iar Consiliul Local, păi omul urma să, după ce aprobam ordinea de zi, urma să vă prezint cele trei solicitări de a participa în cadrul ședinței. Sunt trei cele înregistrate, Racu Mirela Silvia, numul Ioana Loredana și cu Harapu Ionel. Urma să vă cer acceptul, are avizul domnului primar pentru a participa, iar dumneavoastră, ca fiind forum, de ce ne-a dorit să aprobăm participarea la ședință. Supună spre aprobare ordine de zi. Am aprobat. Dau cuvântul doamnei secretar general pentru a valida cele două procese verbale din luna aprilie și luna mai. V-au fost supuse spre atenție două procese verbale încheiate la ședința Consiliului Local din data de 22.04.2021 și ședința extraordinară din 12.05.2021. Vă rog, dacă aveți observații pentru primul proces verbal, cel din 22.04, să ne le comunicați pentru a le putea opera. Dacă nu vă spun aprobării procesul verbal, cine este pentru? Împotriva, abține. Procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. Dacă aveți observații la procesul verbal din 12.05, vă spun aprobări. Cine este pentru? Abține. Împotriva. Procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. Vă mulțumesc. Supun la atenție de noastră cele trei cereri de participare în ședință, numărul Ioana Loredana, Racu Mirela Silvia și Harapu Ionel. Cum considerați? E bine să participe de la început în cadrul ședinței noastre sau să fie invitate la fiecare persoană la punctul de pe ordinea de zi care este interesată? Varianta 1. Să participe de la început. Varianta a doua. Să participe fiecare la proiectul pe ordine de zi care este interesat. Fiecare cântare în noi. Cine este pentru? Varianta 2, da? Da. Cine este pentru? Ok. Abține? Împotrivă? Nu că ne-am ferit să vină, pot să se vină, dar având în vedere condițiile de acum, este televizate, transmis, să vedem, nu președinte. Recomandarea dacă participă la mașturi. E bine să luați discuție punctele de cele de vedere. Dacă participă la final... Am votat deja. Am votat. Dacă tot ai setat de la început, puteți să participe de la început la ședință sau să fii invitați la punctul de ordine care sunt interesați. Punctul 1 de... Nu transmitem din secretariat, dacă au sosit, de la luat de punctele lor, dacă sunt de așa, să procedăm. Să vină să discutăm punctul la care interesează. Da, rugăm și pe domnul Salas. Da. Așteptăm. Da. Haideți să-i chemăm să luăm punctele de pe ordinea de zi. Îl putem lua pe domnul, îl văd pe domnul Harapoi. Dacă aveți o parte prezent? O parte prezent? Ia punctul meu. Dați că stați pe primele de atunci. Să citească. Dar doamna... Da. Mă scrie. Mai încesc. Cu problema cu terenul ăla, doamna. Nu, cu stați. Cine nu-i de acord? Cine nu-i de acord?
face nimeni nicio investiție. Dacă nu-i de acord, domnule, hai să începem. Dar nu mă inventez. Să vă ascultăm și după aceea să ajungă. Dacă vrea să rămână și atunci... Dă cuvântul, domnule. Dă cuvântul, domnule. Bună ziua. Cereți de concesiune să-l concesionați pe 25 de ani cu ați vrea să faceți? Da, cum doriți. Nu, dacă... Eu am să cumpăr, dar în temeiul legii, cum este mai favorabil, așa facem. Deci am 15 ani de când plătesc, înțelegeți? Și acum am vrut să-l cumpăr, dar dacă se poate, dacă nu. Aș vrea să vă întreb și eu ceva. Da. Considerăm legitimă dorința noastră de a deveni proprietari, normal? Să deveniți proprietar, dar am dorit un pic la aspectul gardului ăla care l-aveți, că e drumul spre... Poate puteți să îmbunătăți, cam distonează cu zona de acolo. E un gard de tablă. Da. Da, o să-l copsesc. Da. Da, poate, da. Dacă acum în zonă s-au făcut și niște investiții acolo, zona spre parc, poate mai lucrați la aspect. Dar eu voi vota pentru cumpărarea mea. Dar să vă gândiți la aspectul. Poate cu sprijinul biroului de urbanism, vă dă niște idei. Găsit o soluție. Și așa rest... Dacă în termen de câteva zile, luni, așa nu se face, înseamnă că... Bine, nu mai putem da înapoi, veți fi proprietar, dar eu o sugestie. Cu o condiție. Da. Dar nu le putem... Asta e satisfac și Comisia de Urbanism, ce vă spun eu, e opinia întregii comisii. Da. Deci vă susținem, să umblați un pic la aspect. Adică poate fi și un punct turistic, să pot vedea păsările... Poți mai rog, veți spune ceva transparent, ceva frumos. Păi, vedeți, avem aceeași direcție. Da, mulțumesc. Da, o să vedem cu idei, că sunt de acord. În primul birou de urbanism și cu noi, da. Da, domnul Haru, trebuie să inițiați o subvenție în scris, nu ar trebui să te inițiți. Asta nu trebuie la aici, ați spus. Da. Acord, vom vota. Așa, trebuie să susțin. Vă mulțumesc frumos, pot să eu cel puțin nu voi vota. Da? Bine. Mulțumesc frumos, sănătate cu urmă. Vreau să vă spun doamnei, domnișoare, nu Ioana Loredan. Am crezut că nu. Numele meu este numele Ioana, sunt președinta Asociației Elevilor din Bacău și astăzi am venit să discut o problemă deja cunoscută de Consiliul Local, anume
proiectul de burse privind numărul și cuantumul burselor, conform legii. Cu siguranță știți și din spațiu public discuțiile și ați înțeles faptul, bănesc, ați înțeles faptul că proiectul inițial nu este unul legal pentru că prejudicează 832 de lei care nu înțeleg multe de față de ce nu au bursă. Și am venit să discut despre această problemă, pentru că, probabil, inițial, acest proiect a fost dat conform deciziei venite de la USJ, Inspectoratul Școlar Județean. Din păcate, sau din fericire pentru mine și pentru toți elevii, ulterior ați mai primit o adresă prin care Inspectoratul Școlar Județean mă exprima și vă arăta cum se alocă legal bursele, adică conform Ordinului de Ministru 5576. Adică de la media 8.50 în sus. Practic, 832 de elevi au fost lăsați deoparte, conform votului Consiliului Local. Nici până în momentul de față nu am înțeles atitudinea unor consilieri locali, mai ales, de exemplu, că avem și un profesor în Consiliul Local, care cu siguranță ar fi putut. Doamna Tonșara, nu, vă rog frumos. Revizuiți, am luat acuzații, este opțiunea doamnei consilier, analiză, nu puteam face acuzații. Acuzat am spus că este o atitudine pe care eu am ales să nu o înțeleg. Eu mă repet, vă puneți punctul de vedere, nu mă analizăm persoane. Sigur. Este opțiune, este votul fiecare, mulțumesc mult. Și eu mulțumesc. Dar pe scurt, vreau să precizez că astăzi veți avea a treia oară ocazia să votați un proiect legal. Și aici nu este vorba de orgolii politici, ci este vorba despre elevii acestui oraș. Și cred că mai presus de toate, trebuie să ne gândim să nu prejudicem pe nimeni, pentru că cât de bursele sunt scrise în lege așa cum sunt, nu cred că stă în marja de apreciere a autorităților locale să stabilească alt număr și alt quantum și orice alt criteriu de acordare a acestor burse. Pentru că în lege scrie destul de clar, ați primit foarte multe adrese, inclusiv o circulare de la domnul prefect, și mă aștept ca astăzi să votați și să alocați un vot de încredere acestor elevi care, cu siguranță, așteaptă vă dumneavoastră, pentru că peste 800 de elevi au fost lăsați de oameni. Și astăzi va fi ocazia să arătați că probabil a fost o eroare, mai ales din cauza fondurilor insuficiente, care totuși, conform articolului 105 prin finanțare complementară, se pot acoperi. Ulterior, la care bugetară nu mai stă în competența mea, dar am vrut să spun punctul de vedere. Dar mulțumim pentru că când ați vedeți, am o problemă. Da, domnul Constituțional. Noi, ca și Consiliu, așa, nu lucrăm în afara legii. S-a pronunțat doamna, așa, conform legii. Noi nu lucrăm în afara legii, în primul rând. Da? Domnul președinte, vreau să-mi permiteți. Începem să discutăm proiectul de hotărâre care face referire la acordarea de burse? Nu, nu, nu. Doar dacă începem, trebuie votată schimbarea ordinii de zi. Nu. Doar am ascultat punctul de vedere al posibilității. Doar atât și după aceea noi... Deliberativ, rămâne pentru... Și vor așteaptă. Și vor dezbate. Și vor dezbate. Dar nu ați spus să se treabă. Mulțumim frumos, doamna. Păi, ce ați mai finit? Așteaptă și pot fi invitată. Așteptăm ce? Domnișoare, vă rog frumos, v-ați spus punctul de vedere. Mulțumim frumos. O să primiți rezultatul votului nostru la finalul ședinței. Puteți părăsi sala ca și celălalt invitat. Am format ședință de Consiliu în Soțeaua. Ce? La cuvântul doamnei Aracu Mirela Silvia. Mă ziua încă dată și vă mulțumesc că am încercat cu doamna Consiliu. Eu am format o adresă către Consiliul Local, ca urmare am demersuri dinainte formulate, cu privire la amplasamentul unei stații GPL Schir, între locuințe, mai exact pe CNB 132, unde acest amplasament este înconjurat de case și o zonă de case, nu de case izolate, așa cum spune normativul de amplasare acestor stații, unde ar trebui să păstreze o distanță de 40 de metri față de vecinătate și clădiri, iar în momentul în care s-a eliberat certificatul urbanic, probabil că nu s-a studiat suficient sau posibil să fi fost o scăpare,
pentru că s-a dat certificat de urbanism, după care firma care își dorește să-și amplaseze acolo stația și-a avut la celelalte demersuri în vederea deschiderii. Mă aștept din partea dumneavoastră, dacă e posibil și legat totodată, să mai înclinați vreodată asupra acestui aspect, deși a fost emis certificatul de urbanism, din ce am studiat și cu cine am mai consultat în acest domeniu și specialitate, în normativul de amplasare a stațiilor GPL spunea că trebuia eliberat la decizia Consiliului Local la acea vreme. Repet, poate a fost o scăpare sau poate nu ne-am mai întâlnit cu astfel de situații la acel moment. Certificatul a fost eliberat în octombrie 2020. La acest moment nu cunosc foarte multe detalii, dar știu că s-au stopat lucrările, nu cunosc foarte bine motivele. Probabil că nu sunt în regulă, datorită sesizărilor care le-au făcut la instituțiile abilitate să dea aviz în acest sens, că nu întâlnesc condiții. Dar mizez foarte mult pe dumneavoastră, care reprezentați cetățenii orașului și siguranța noastră, că eu locuiesc în vecinătatea acestui amplasament și mă simt în nesiguranță. Eu, familia mea și ceilalți vecini. Așa cum o parte din ei s-au trecut și în adresa către dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc și noi! Da, am gustat. Trebuie să mai rămâneți dacă am venit de discutat. Am văzut totuși că lucrările sunt destul de avansate acolo, montat și tam, acolo, pentru... Deci mi-ați întemeit ceva mai... Am întemeit la ei. Da, ați întemeit? Ce nou? Dar nu, pe care avem... Deci dacă suntem noi în măsură să oprim această investiție acolo? Nu m-am adresat și dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere și... Probabil că există un... Cel legat, bineînțeles, să o puteți promâna. Da, dar există un legat să-l facem. Tot de respectul pentru că vă înțelegem teama. Cred că o greșeală făcută, dacă a fost identificată la timp, așa de fi reparat. Dar dacă este lăsată să producă pagube, atunci ceva nu e în regulă. Vă mulțumesc, dacă îmi vedeți și mie. Da, mulțumesc. Referitor la cele prezentate de către doamna Racu, consultați atenție, nu s-a spune că potrivit unui text de lege, nu ar trebui să construiască, nu ar trebui să se construiască la o distanță mai mică de 40 de metri față de imobilele învecinate. Acum aș întreba compartimentul nostru juridic și urbanistic, dacă există o altă prevedere legală care să permită în anumite condiții apropierea, dacă există ceva de protecție, dacă, nu știu, dacă legea permite, totuși să... Permite să fac o precizare. Da, în normativul de amplasare spune că distanțele pot fi reduse până la 30%, până la, nu maxim 30%, funcție de situația terenului și a vecinătăților. Acest procent de până la, care de fapt a rămas la 30%, nu știu cine îl încadrează, nu am aflat niciun răspuns până acum, probabil că va trebui să consult un expert, dat de instanță, ceva de genul ăsta. Și totodată ei au încadrat acele distanțe la o distanță de 20 de metri față de vecinătăți, considerând că e o casă izolată, așa spune normativ. Dacă sunt, este zonă urbană cu case de locuit, distanțele se măresc, de 40 de metri, iar dacă e vorba de o casă izolată, atunci se ia în considerare o distanță mai mică, 20 de metri. Și aceste distanțe la rândul lor se pot reduce cu până la 30%. Deci când noi ne-am cadrat la o distanță de 20 de metri față de peretele casei și acea distanță la rândul ei a fost redusă prin acea prevedere a normativului cu 30%, construind niște ziduri din cărămidă, perforată și nu din beton armat și fundație, așa cum spune normativul. Dar, în fine, acum eu știu instituțiile care trebuie să pronunțe pentru a da un aviz de funcționare și de lucru, o să analizeze aceste aspecte. Pe mine m-a interesat și la certificatul de urbanism, pentru că acesta se discută în Consiliul Local, la vremea respectivă. Cred că a fost și prima stație, nu? A fost la final de mandat și început de alegeri. Nu știu, poate a scăpat și mă gândesc că se mai poate repara ceva acum, dacă e posibil și legal. Asta e speranța mea încă, pentru că...
domnul președinte al Comisiei de Urbanism. Spuneți ce am... Da, vreau să iau și eu cuvântul. În Comisia de Urbanism am discutat chiar situația petiției dumneavoastră. Am consultat biroul de specialitate cu doamna arhitect. Însă mi-a spus că sunt respectate distanțele, dar oricum va mai fi o furcă și faptul în sensul că vor trebui obținut de avize de către constructor, de către beneficiar de la cei abilitați, pompieri, ISC și toate astea. Și atunci nu, nici nu putem să-i oprim pe ea, a fost concluzia noastră, și să vedem dacă avizul, dacă ei, vor, ei sunt cei de specialitate, pompierii și toți ceilalți. Și dacă ei spun că nu sunt respectate distanțele, sigur că atunci se, se oprește procesul, dacă ei spun că sunt respectate distanțele, va continua lucrarea. Deci asta a fost concluzia comisiei. Nu putem lua noi o decizie pe lângă specialiști sau fără specialiști. Deci asta a fost. Dacă aveți dreptate, deci dacă aveți sau nu aveți, orice, noi decidem. Orice construcție nu trebuie să aibă avize dinainte, de la care construcție. Cei care s-au avizele și atunci vom vedea. Și nu se va da autorizație conform legislației dacă nu are toate avizele favorabile. Deci să așteptăm avizele de la... Așa au fost și poziția comisiei noastre, să așteptăm avizele și atunci, sigur. Am înțeles, dacă totuși vă mai permite timpul și dispoziția să vă mai inclinați puțin la certificatul de urbanism care a fost dat, poate nu tocmai potrivit în acel loc. Și să aveți în vedere că mai jos de această stație GPL e un teren al unei doamne care e plecată în Israel și și-a dorit și ea să facă o casă. Chiar a făcut și ea o adresă contestând autorizația de construcție. N-a putut să vină din cauza evenimentelor din Israel și acum dacă va veni, ea nu va obține un certificat de urbanism pentru construcție casă. Pentru că s-a schimbat destinația terenului. Fiind acolo zonă construcții case, multe astfel de amplasamente care produc oarecare poluare, pericol de explozii și alte chestii. Siguranța noastră acolo nu este în regulă. Și de asta fac referire la acea distanță de 40 de metri și nu de 20 de metri, că nu e o singură casă într-o izolată, sunt de jur împrejur numai case. Bine, certificat de urbanism nu înseamnă autorizație de construire. Deci, nu, dar prin pas... Probabil, da. Eu știu, poate se mai poate analiza ceva în domeniul ăsta. Sau de acum încolo. Sigur, dar numai specialiștii pot analiza. Da, acum, probabil că se vor pronunța. Sigur, că să așteptăm asta și după aia, sigur, sper că... Doamna Raiu, cu toată stima, domnul Antonie, a fost foarte așa. Mergeți în instanță. Nu-i absolut. Nu. Nu. Dacă au fost spunere de la avizul Consiliului Local, nu este avizul Consiliului Local. Domnul președinte, mulțumesc. Eu aș aprecia și o respect doamna pentru punctele de vedere, pentru că, vedeți, cetățenii iau parte la viața comunității și mi-a informat. Ne pune în situația de a nu greși. Iar noi trebuie să ne plecăm cu atenție și să vedem. E foarte bine că ne face atenție și mai să analizăm. Dacă o să fac și alte etape în care o să revendic acest lucru, că nu este... Mai bine ne prevenim de... Doamna, la fie este dreptul... Să am toată susținerea, dacă v-am solicitat în sens. Eu sunt pentru... Da. Am mai registrat niște nereguli care s-au făcut pe domeniul public și voi apunta cea mai mare atenție asupra acestui fapt. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și mi-ați acordat atenție și sper că și sprijin în continuare dacă se mai poate face ceva sau va fi solicitat. Vă mulțumesc! Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2021. Dacă aviz Comisia Juridică de Administrație Publică.
aviz favorabil, 7 voturi din 7. Mai sunt discuții. Să pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține-te. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închiriere, a exercițiului bugetar pentru anul 2020. Comisia juridică. Comisia juridică și administrație publică a avis favorabil 6 voturi pentru, un vot împotrivă. Menționez că în cadrul comisiei prezența unui domn consilier a fost online. Pe revistă regulamentului. Comisia urbanism. Comisia urbanism. Comisia economică. Comisia economică, statul de a avis favorabil 5 voturi pentru din 5 prezente. Dacă mai sunt discuții. Supun la vot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe trimestrul 1 al anului 2021. Inițiator primar orașul Târgu Ocna. Comisia economică? Aviz favorabil 5 voturi pentru din 5 prezente. Dacă sunt discuții, supun la vot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a titlului de cetățean de onoare al orașului Târgu Ocna, respectiv certificatul de fiu fică a orașului Târgu Ocna. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Comisia juridică. Aviz favorabil cu unanimitate, 7 voturi pentru. Dacă mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei pentru susținerea organizării festivalului național Cânt și Joc de la Moșii Noștri. Ediția 7. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Aici avem o mențiune. Domnul consilier a fugit. Vrei acasă. Vrei acasă. A participat la dezavantaj. Dacă sunt discuții pe... Felicităm. Dacă vreți. Domnule președinte, felicităm asociația pentru inițiativă. După mult timp, iată, putem avea un spectacol în oraș cu pamente locale și invitat special. Este bine să fie cât mai multe evenimente în orașul stațiunii Târgu Ocna, să atragă cât mai mulți turiști, să trăiască și taximetristul, și fotograful, și cărțomarul, și botelierul. Deci este bine cât mai multe inițiative, deci dăm inițiatorul și le dorim succes. Robert, ai pierdut... Mulțumim! O întrebare. Pot să participi și eu ca un moș bătrân? Păi aveți un moș bătrân. Sunteți stână. Sunteți la player oficial. Da. Sigur, că am zis, gata, am astea, să vin și cu trata. Mulțumesc pentru acest lucru. Domnule primar? Da, dacă tot discutăm de un eveniment cultural, vreau să vă informez că... Domnul Stoian, invitați-l pe domnul Robert să vină, că e vorba despre festivalul de care... Dar nu, bani nu zice nimic care e problemă. Vreau, trebuie numai acasă, dacă care e problemă. Dacă o urgență. Dacă nu trec. Cu ocazia asta trebuie să-l faci treabă. Nu votează, dar de ce să nu participe până la urmă? Ia știe. Poate că te da, vreau să vă spun că aseară am primit notificare telefonică de la Compania Națională de Investiții, e finanțatorul
proiectului și investiției de la Casa de Cultură. Pe data de 7 iunie se va încerca să se facă recepția finală, a fost notificat și constructorul și proiectantul și diriginte de șantier, vor veni și cei de la Compania Națională și ar fi un prilej frumos ca să deschidem Casa de Cultură. Noi gândeam să facem un eveniment local și un eveniment al comunității, dar faptul că timpul e sub presiune, vom organiza acest eveniment. Discutasem cu conducerea asociației când au solicitat permisiunea de a organiza acest eveniment, ca și alternativă, dacă respectiva locație, știu, apare vreo sincopă sau apare ceva procedură și nu intrăm în posesia ei, ca evenimentul să aibă fie în spațiu public din fața primăriei, fie într-un spațiu care va corespunde normelor. Eu cred că odată ce vom prelua Casa de Cultură, putem și suntem, chiar o să puteți verifica și vizita, e un centru cultural, Centrul Cultural Ion Calianu, un centru modern, cu toate tehnologiile pentru o comunitate de tip oraș. Am mulțumit mult de primar, mai ales pentru vecea dată, că activitatea în Casa de Cultură începe să se facă activitate. Supun la vot proiectul pe ordine de zi. Avizul Comisia Juridică. Comisia Juridică și Administrație Publică, 6 voturi pentru din 6 prezenți. Aviz favorabil. Comisia Economică. Aviz favorabil, 5 voturi pentru din 5 prezenți. Dacă mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu, nu votez deloc. Păi până nu mai ești la proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit al dreptului de uz în servitute în favoarea DG Belgazului S.A. a unui teren aparținut domeniului public al orașului Târgoviște, în dreptul Bacău, inițiator și primar al orașului Târgoviște. Comisia Juridică a zis. Dar ei cânmăresc gaze de la zi la zi, nu mai întreabă nimeni. Și chiar orice ce își face în biroș, așa, își face și cumpără. Și ce fii cu frate, că e o societate privată, nu e, să zici că e o societate de stat și nu. Eu aș propune să cumpere, să vină niște bani la buget. Domnul președinte, o secundă, scuze. Au mai avut loc discuții și în Consiliul Trecut, dacă vă aduceți aminte, și așa am dezvoltat o problemă la semănătoare de vreo două ori, de două ședințe, multe ore. Din păcate, nu e legea să recordăm cu timp, că așa sunt multe legile, că nu-i favorizăm noi până la urmă, am favorizat asta. Deci e prost. Deci e prost. E păcat, asta e aici. Ca să-și permită să cumpere sau să închirieze, să stau la cât plătim noi gazul, asta e. Da, aceeași idee care spun și colegii înainte, au discuții cu avocații în Consiliul Local. Nu este o societate săracă, este una dintre cele mai bogate, ar trebui să plătească, dar îți protejați de lege, probabil că pe linie politică, pentru că se raportează în urma politic, în discuțiile pe care veți avea cu șefii de partii, de parlamentari, trebuie mers ca un parlament o lege de genul acesta, pentru că jignim cetățenii. Sunt oameni necăjiți, sunt oameni și atunci celui bogat îi mai dăm gratuit și celui necăjit îi mai punem ceva în cârcă, cum ai arătați, da? Vă mulțumesc, domnule președinte. Rețelele de lidare au același, același program și același regim. Fiți-vă, dacă ne-am luat o taxă, această taxă s-ar reflecta imediat în tarif. Deci, până la urmă, tot noi am plătit-o.
nu există minun. Nu a venit neamțul de la Delgaz sau francezul de la Gaz de France. Tot gândesc să vină el de acasă, din Paris, cu bani. Tot în tarif va fi. Exact cum se face și cu ghilimele abrașamentelor, să vor fi plătite de noi toți pentru să vă reflecta în tarif. Deci minuni și focus financiar nu face nimic și nici donații de asta. Deci, prin dar tot ar fi legea. Deci numai, chiar dacă ar fi legea, n-ar fi dar o soluție să taxăm canalizarea cât trece pe terenul ăla. Ne-am întoarce nevumeni, atunci erau taxele. Da, mulțumesc. Și nu le acordăm proprietate, ci le acordăm doar un uz de utilizare și de servitude. Deci rețelele se poată traversa domeniul public tot pentru locuitorii și cetățenii orașului care beneficiază de utilitatea respectivă. Deci nu suntem împotriva de a se face investiții, dar am spus că nu așa degeaba, pentru că au bani. Ei mereu măresc prețurile. Aici e ideea. Deci noi vrem să venim în sprijinul cetățenilor, da? Acești mari coloși, ei nu aștept să încaseze, dar să mai și plătească. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Batoș, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Comisia juridică? Comisia acordă aviz favorabil 7 voturi din 7. Pentru. Comisia urbanism? Comisia favorabil. Comisia economică? Comisia economică? Aviz favorabil 5 voturi din 15. În discuție? Să spun la tot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Acest proiect va fi o în sprijin în continuare investiției de branșare a cartierului, au parte din cartierul Vârcele, cel din Amonte, și ca urmare a acestui proces vom instala pe acest teren un rezervor de apă care va asigura un tampon de 100 de metri cubi. Acum există un rezervor construit de către comunitate în anii mai de demult, dar el nu are documente în acest sens, plus că nici volumul de apă magazinată nu corespunde. Acum noile norme spun că un depozit de apă trebuie să fie de minim 75 de metri cubi, tocmai pentru a asigura rezerva de, în caz de situații de urgență, incendiu. Și atunci am găsit soluția de a instala acolo un rezervor din material Pasin, nu știu cum se numește, un produs care e pentru uz uman și va fi instalat un rezervor de 15 metri lungime pe 3 metri, aproximativ 100 de metri cub, care vom instala aici și vom asigura pomparea apei prin echipamente de la CRAB, iar odată cu finalizarea investiției va fi transferat în utilizarea operatorului regional. Mulțumesc! Mulțumim, domnule primar! Proiect numărul 8. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a proiectului WATMAN, sistem informațional pentru managementul integral al apelor, etapa 2, a unor terenuri aparținând domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău, pentru construirea obiectivului de investiție, sistem de avertizare, alarmare a populației în aval de baraje, inițiator primar orașul Târgu Ocna. Comisia juridică? Comisia a acordat aviz favorabil 7 voturi pentru din 7. Comisia urmărită. Să sunt discuții. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu amplasat în cadrul centrului balnear Parc Măgura, oraș Târgu Ocna, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Avize Comisia juridică. Comisia
Aviz favorabil în unanimitate, 7 voturi pentru. Comisia Urbanism? Aviz favorabil în unanimitate. Comisia Economică? Aviz favorabil, 5 voturi pentru, 5 voturi de lege. Dacă sunt discuții, doamnele consilieri. Vrea ca imediat după ce are loc licitația, Consiliul Local să fie, să fie informat suma la care a ajuns și la care s-a închiriat terenul respectiv. Pentru că în 2016 s-a mai scos o dată la licitație, s-a adjudecat și nu mai știam ce s-a întâmplat, ca să auzim pe urmă că s-a renunțat, dar am aflat foarte târziu. Nu e vorba de teren, e vorba de spațiu, spațiu care se află în complexul balnear și este un spațiu de alimentație publică pentru deservirea zonei de agrement acolo. Spațiu. Supun la vot proiectul de legi. Cine este pentru? Da. A, avem și asta. Favorabil, 4 voturi pentru și 2 abțiuni. Comisia Urbanism?
Misia Urbanism n-a dat un aviz din corpore de an trecut și vă roagă, vă solicită să votăm separat fiecare caz în parte, rațiunea și chiar vă rugăm pe viitor, vă sugerăm să nu mai amestecați societăți comerciale cu balcoane, cu arhive și cu toate astea, pentru că de la rațiunea este clară, trebuie fiecare caz în parte, poate cineva e de acord cu cine are un punct de vedere la o, pentru opoziția, altul pentru alta, deci și Comisia de Urbanism vă solicită să votăm separat fiecare punct în parte. Dacă puteți spune la vot problema asta... Ca amendament. Ca procedură de vot. Poate vota un amendament. Și acordul chiar dacă e acord de principiu. Și puteți spune pe articol. Sigur. Poziția 1 cu tare, votăm acolo de ce? Poziția 2 și poziția 3. Și noi am, așa am dat și avizele, în felul pe de-a întregului, mi-a fost nefavorabil. Deci dacă, eu zic că și pe viitor, deci dacă n-am mai avea situația, dacă le-am, măcar le-am cumulat pe persoane fizice, balcoanele sau... Dacă să n-ar fi greu, că nu sunt așa multe, că sunt câteva pe an, doar din experiență, vă spun, să fie fiecare hotărâre separată și cred că vom fi destul de responsabili să nu favorizăm pe cineva și să defavorizăm pe altul. Deci nu băgăm la un loc, ca și cum am ascunde pe cineva, hai să treacă cu prietenul nostru și fără prietenul nostru. Da. Deci noi asta vorbeam să spuneți la propunerea noastră de a vota fiecare caz în parte și... Dacă... E o prăjitură de vot, nu e amendament. E o rugăminte, e o solicitare. Comisia Economică? Aveți vot? Da, avizul Comisiei Economice care are avizul favorabil cu 4 voturi pentru opțiune. Cu siguranță vom greși mai puțin, fără să vrem. Putem greși. Putem fi subiectivi. Un plan urbanistic general ar rezolva, cred, problemele și de ce nu și un regulament pe care îl așteptăm. Cum putem face între două persoane care doresc o suprafață de teren? Corect. Unde lumea spune că aruncă, și cred că așa este, cu noi. Dar poate îmi dorește și ăla de la etajul 2 și ăla de la 3, e dreptul primului venit sau hai să facem niște norme. Cum ar fi? Nu are dreptul să mă străineze în următorii 5 ani. Mă gândesc. Pot fi variante. Eu vă solicit să vă gândiți. Poate
că vor mai veni cu siguranță în perioada următoare solicitări, să ne gândim cum am putea să le cernăm și care ar fi condițiile ca să le poată solicitanții avea respectivele terenuri concesionate. Atât, din punct de vedere și o întrebare de zis pentru Consiliul Local. Stimați colegi, vreau să vă spun că ieri am avut o ședință a Comisiei de Urbanism foarte dură, dar bună. Și am discutat exact aceste care o puneți dumneavoastră. Uitați-vă, colegi. Da. Și am luat hotărârea asta care a spus-o președintele Comisiei. Ceea ce vreau să adaug eu acum și să vă, nu, impun, nu, așa, nu știu cât o să mai fiu eu în Consiliul ăsta, să sugerez, așa. Ori suntem o comisie, ori nu. Se discută în comisie, se preiau probleme, dar se discută serios, nu așa. Se preiau problemele, da? Problemele cine le prea? Președintele Comisiei. În ședința Consiliului Local, președintele Comisiei, el spune toate punctele de vedere. Nu fiecare, așa. Păi ori suntem comisie, ori nu suntem comisie. Ce rol are comisia? Nu? Domnul am votat, da? Mi se vreau cumva, poate bine, cum nu-i bună. Dar ce face? Nu, nu înțeleg. Nu, m-am. Păi, m-ați înțeles greșit? Nu, n-am înțeles. Deci, ce vreau eu? Ca acest Consiliu Local să-și aibă rolul lui. E adevărat. Nu să vină fiecare nu știu ce. Ne-am întrunit în comisie, da? Am spus punctele de vedere, fiecare. Da, da, da. Tot, da? Am spus fiecare punctul lui de vedere. Președintele Comisiei o preluat toate problemele. Ei, în Consiliul Local, dăm soare. Dacă apar probleme, nu, că și ieri a fost discuția așa, dar în două zile sau într-o zi se poate schimba treaba. Asta nu înseamnă dacă ați luat o hotărâre în comisie și domnul președinte și expus să domnul. Păi și atunci care e domnul comisie? Consultativ. Exact. E consultativ. E consultativ. Dacă domnul Iannuș, dragi colegi, două secunde, domnul Iannuș. Un coleg vrea să mai adauge ceva sau să mai vină cu o altă propunere. Dacă mai sunt probleme, într-adevăr, sigur, poți să vină. Colegul nostru, domnul consilier, mai veni cu Domnule președinte, vă rog să consemnați în procesul verbal că la propunerea domnului președinte Antohita se vota pe puncte. Eu trebuie să nu particip la unul din puncte, dar având în vedere și recomandările domnului secretar general, nu particip la tot punctul. Deși este doar un început de demararea procedurilor, având în vedere că este un conflict de interese, ar trebui să nu considerați să nu consemnați că nu particip la acest punct. M-am rugat să-mi dați cuvântul de la început, dar am început la bolul de spatele și am respectat până din acolo. Am terminat. Începe cu punctul 1, nu? La punct.
punctul 1, avem solicitarea domnului Șurochi Iulian pentru strada Tudorla Deberescu, bloc de 15, apartamentul 1, suprafață de 24 de metri pătrați. Comisia de urbanism s-a dat aviz favorabil, 4 voturi pentru și 1 împotrivă pentru acest punct. Comisia... Dar tot dat, cele comisia a dat în ansamblu. În ansamblu. Să pună la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Prea multe incompatibilități. Sunt necesare 9 voturi. Pentru fiecare, deci pentru proiectul în sine, 9 voturi în speță și pentru fiecare punct, 9 voturi. Punctul numărul 2. Solicitat Mușat Dumitru Miti, spațiu verde, strada Bradu numărul 7, suprafață 200 metri pătrați. Comisia de urbanism a venit favorabil 4 voturi pentru și 1 împotrivă. Supun la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Punctul 3. Domnul Cristea Vasile, arhivă, strada Costache Negri, bloc C5, apartamentul 2, suprafață 36 de metri pătrați. Comisia de urmări s-a vis favorabil cu unanimitate. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Păi e de lucru. Punctul 4. Drăgănuță Rodica, arhivă, strada Constans Dionisie, Bofie, 5, scara, suprafață 15 metri pătrați. Comisia de urbanism a venit favorabil în unanimitate. Supun la vot. Cine este pentru? 5, 6, 7, 9, 10. Împotrivă? Abține? 5. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgu Ocna pentru demararea procedurilor de vânzare a unor suprafețe de teren, proprietatea privată a orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Comisia juridică. Aviz nefavorabil, 3 voturi pentru, 2 abțineri, 1 vot împotrivă. Comisia urbanistă. Aviz favorabil în unanimitate. Comisia economică. Aici am arătat 4 voturi pentru, 4 abțineri. Dacă mai sunt discuții, da, domnule consilier. De la bună ce să vreau să spun că sunt împotriva transformării primăriei sau instituției primăriei într-o societate de cumpărări, vânzări, teren. Da? Putem concesiona așa cum putem închiria, așa cum ne lasă legea. Evident, ne lasă legea să și vinde. Dar dacă cumpărăm cu o mână și vindem cu alta, nu suntem decât o firmă. Da? Am mai cumpărat terenuri care le ținem nefolosite. Da? Unele terenuri din proprietatea primăriei au ajuns în mâinile unor oameni la prețuri mici. Da?
tot cu acordul Consiliului Local, de așa, de asta sunt împotriva vânzării terenurilor din proprietatea orașului Târgu. Vreau să fac doar o precizare. Să știți că administrația locală reprezentată de executiv și de dumneavoastră nu se transformă în agent imobiliar și n-aș vrea să deformăm puțin realitatea. Atunci când instituția primăriei și Consiliul Local a avizat, au cumpărat terenuri care sunt în pe raza administrativă și vor folosi comunității, iar atunci când propunem spre vânzare anumite suprafețe de teren, vă rog să fiți mai atenți ce suprafețe e vorba. Sunt completări ale unor grădini cu, sau proprietăți care în decursul constituirii drepturilor de proprietate nu au fost făcute cadastrele conform echipamentelor și măsurătorilor actuale și au rezultat niște suprafețe de teren care omul o are în proprietate de ani de zile, dar nu a putut fi identificată prin acte, pentru că așa au avut o folosință. Parte din ei le-au avut aceste terenuri închiriate, au plătit impozit, dar e grădina lor, e în spatele curții sau în spatele grădinii, nu afectează domeniul public. Domeniul public la stradă, să spunem, în ansamblul său. Nu generează nici responsabilități între vecini, sunt bine grănițuite. Vedeți, mi-a eu o stradă, pe ce a spus și domnul de acolo, din strada Nicolae Bănaș, la fel o proprietate pe strada Gălean 34 este în spatele unei proprietăți. Aceste lucruri apar și ca urmare a actelor de dezbaterea moștenirii, schimbărilor de proprietate, pentru că atunci se văd exact dimensiunile. De asemenea, strada Tăbăcar 527. Deci haideți să nu ducem sau să deformăm realitatea că vrem să vindem ieftin și să cumpărăm scump. Vă mulțumesc! Dacă mai sunt discuții, să pun la vot proiectul de ordine al zilei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru un membru în Consiliul de Administrare al Societății Comerciale Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. în conformitate cu prevederile legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Inițiator, primar orașul Târgu Ocna. Comisia juridică. Comisia juridică a votat favorabil cu un amendament propus de către domnul consilier Maricuță Dumitru Șezărică, prin care propune ca din această comisie să facă parte 4 reprezentanți ai Consiliului Local în loc de 2. De ce 4 plus 6? Asta a fost propunerea. Pot să vă explic de ce? Dacă ați întrebat, vă rog să vă explic. Deoarece consilierii se merge în LAGA, Societății în Instituție, validând documentele societății, cred că este normal să fim ajutat și în Comisia de Selecție, strict pentru creșterea transparenței procedurii. Nu avem alt interes. De asta am propus colegilor din Comisia Juridică, unde erau doi, să fim patru, bineînțeles, în patru diferiți, pentru că deciziile noi le validăm. Și cred că este normal să procedăm, să fim și în această comisie, să fim, să zic, majoritari. Bineînțeles, doar pentru creșterea transparenței și nimic altceva. Din acest motiv, nu 6, 4 suficient. Ca să le pun și domnule primar. 4 sunt suficient. N-am întrebat. Nu am întrebat eu, domnule. Ați intrat ce 4 și 6? Sau nu eu. Cer scuze. Celui care a întrebat, îți dă răspuns. Da, supun... Supun la vot amendamentul unui consilier Mascuță. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Nu
doresc să-l nominalizez ca membru titular pe domnul, pe colegul nostru Dragul Muntean. Este inginer de profesie, e chiar să eu îl propun pe domnul consilier Traian Orzu, al doilea membru titular. Mulțumesc. Mai sunt propuneri? Procedura este vot secret, dacă doriți să pregătesc buletine de vot sau doriți să votați? Dacă nu mai sunt, dacă sunt doi de două posturi. Da. Și mai trebuie un suplent. Deci rămân doi membri titulari, domnul Munteanu și domnul Traian Orzu. Nu mai sunt propuneri, da? Pentru membri titulari. Pentru membru suplent, vă rog, o propunere. Vă rog. Ar fi necesar să numiți, pentru că dacă nu... Unul dintre cei de nou va putea participa la procedura va fi ar fi păcat să nu că e o procedură de durată. Propun pe domnul Mihai Oso. Acceptat, consilier? Ca să depășim momentul. Colegul meu aici nu bagă seara. Supun la vot. Proiectul de hotărâre ne propune. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantelor legali al orașului Târgu Mureș în adunarea generală a acționarilor a societății comerciale Compania Regională de Apă Bacău SA, la care orașul Târgu Mureș este acționar, și în adunarea generală a asociațiilor, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Mureș. Comisia juridică? Disfavorabil. Dacă mai sunt discuții? Se pun la vot, proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Târgu Ocna, forma revizuită, aprobată prin hotărârea numărul 15 din 25.02.2021. Inițiator, consilier local Barna Cristian. Avizei Comisia Juridică. Comisia Juridică și Administrație Publică a fost favorabilă cu un amendament propus de către domnul primar al orașului Stăciunea Târgu. Comisia Urbanism. Comisia Urbanism, până la fel, solicită votarea pe articole, pentru că un articol a fost declarat neconform, să spunem. N-am vrea să respingem tot proiectul de hotărâre. Deci, vă roagă și vă spun să votăm chiar pe sub articole la articolul 1. Dacă ești articolul 1. Pentru a putea păstra ce e bun, cum ar fi, sau ce e legal. Da. Comisia Economică? Comisia Economică a vis favorabil cu amendamentul 17 propus de domnul primar. Cu 5 voturi pentru. Cu amendament. La amendamentul pe care noi l-am propus, am gândit ca ședințele de Consiliu Local sunt o dezbatere importantă pentru viața comunității și eu cred că atunci când timpul sau trebuie să facem tot efortul ca aleși locali să participăm la dezbateri în direct, cu excepția situațiilor când motivat de o situație medicală,
anumiți membri din Consiliu nu pot fi prezenți și pot intra online, la fel când se află în concediu de odihnă, pentru că sunt plecați, sau dacă locul de muncă nu permite, deși legislația spune că pot sau sunt învoiți de drept, să spunem, pentru activitățile urbei, dar poate sunt situații când nu pot pleca de la serviciu. Să nu transformăm neparticiparea în sistem direct într-o opțiune așa neprincipială. Și mai vreau să fac o precizare. În solicitarea modificării, la ultimul punct, inițiatorii propun, prin această modificare de regulament, niște sarcini care țin de natura executivului. Eu cred că nu trebuie să amestecăm directivele Consiliului Local și prerogativele Consiliului Local cu cele ale executivului. Nu pot fi transmise sarcini printr-un regulament. Regulamentul privește strict funcționarea și dezbaterilor și a comisiilor și a celorlalte activități care duc spre adoptarea unor hotărâri. De-aia vă rog să fiți puțin atenți când se analizează acest material, pentru că nu e corect, așa, la grămadă, băgăm acolo încă o frază, poate nu se vede. Vă mulțumesc! Supun la vot amendamentul. Domnule primar, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Articolul 1.4 spune așa, că aparatul de specialitate al primarului are obligația de a publica pe pagina proprie de internet următoarele materiale. Situația lunară a restanțelor financiare grupate pe aliniate și articole bugetare cu indicarea beneficiarului, situația lunară a plăților efectuate, grupate, sunt acele grafice care sunt utilizate în spațiul public virtual. Și are aprici negativ din partea specialistului. Da, am înțeles, da, dar asta vă referiați. Da. Nu putem să spunem asta de regulament. Păi. Trebuie să vă impunem altfel, dacă e. Ai altceva. Trebuie să iniția pentru ei, și să vă obligăm să faceți lucrul ăsta. Așa, da, merge. Corect. Da. Deci, sunteți mai să vă pun la față, că se deși aceste materiale sunt publice, da? Așa, ca să... Ele sunt publice pe pagina de internet și pe mediul... Da. Regulamentul de organizare și funcționare, așa cum îi spune și numele, este un instrument al autorității în cauză Consiliul Local să lucreze. Nu se stabilesc sarcini pentru o altă autoritate, pentru că nu există raportul de subordonare între cele două autorități. Și, de exemplu, cum avem și executivul în regulament de organizare și funcționare, după care
își desfășoară activitatea, așa și autoritatea deliberativă are acest regulament, după care își desfășoară propria activitate. Din aceste considerente am așa am motivat eu în raportul de specialitate pe care l-am întâlnit. Și atunci Comisia de Urbanism are adus favorabil în unanimitate, că a votat la celelalte subpunct. Ai redras, Cristi? Da, voi redras. Totuși noi ne retragem solicitarea de procesul verbal, că inițiatorul și-a retras această propunere, consemnată la articolul 1.4 din proiectul de hotărâre. Domnule președinte, vă rog să supuneți proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de domnul primar. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul burselor aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământ preuniversitar de stat din orașul Târgoviște. Inițiator, consilierii locali USR, reprezentant Varna Cristian. Comisia juridică? Comisia juridică a avizat nefavorabil. 3 voturi pentru, 4 abține. Comisia economică? Aviz nefavorabil. 4 voturi pentru, aviz nefavorabil. Dacă mai sunt discuții, eu aș întreba o doamnă contabil șef al primăriei, ce înseamnă, ce efect ar crea bugetul local sau dacă sunt deplinite condițiile legii care sunt cerute de către domnul consilier, domnul consilier, putem să ne raportăm la solicitarea lor? De ce? Cred că înțelegeți. Care ar fi piedicile? Doar noi vrem să dăm elevilor, dar să avem și temeri legali, să avem și bani în guriță. Pe baza unei decizii a inspectorului școlar, a inspectoratului școlar județean. Într-adevăr, a fost și o corespondență purtată cu dânsii, în sensul că le-am adus la cunoștință faptul că nu în totalitate au fost asigurate sumele și numărul de burse necesare, drept pentru care le-am solicitat sprijinul pentru demersul către Ministerul Finanțelor și Ministerul Educației. Și în clipa în care aceste demersuri vor avea, știu eu, finalitate, cu siguranță banii vor fi alocați în bugetul local, suplimentat bugetul local, rectificat și ulterior alocate sumele. Asta este procesul. Vă mulțumesc, doamna contabil șef. De ce v-am întrebat? Pentru că se vehiculează în spațiul public, online, Facebook și alte platforme, că consilieri cu tare, nu vor să dea bani elevilor. Cum să nu vrem să dăm bani elevilor? Vrem, dar să avem temei legal și să existe bani. Deci nu suntem atât de bătuți în cap să nu vrem să dăm bani copiilor noștri. Deci nu trebuie speculat de aceste consilierii de la Partidul Putare, de la Partidul Putare, nu vor să dea bani. Nu, vrem să dăm bani elevilor. Și eu aș propune un proiect să dau cetățenilor orașului Târgoviște 10.000 de euro. Că îmi va da guvernul. Eu unde știu? Întâi să-mi dea și atunci le dau. Vă mulțumesc frumos. O completare, dacă îmi permiteți. Vreau să, deși este un subiect foarte fierbinte și toți am preluat această temă,
pentru că e de impact. Atunci când apare un act normativ care oferă un drept, iar celelalte acte care vin nu acordă bugetul necesar pentru aceste drepturi, apar aceste emoții și tensiuni. Vreau să vă spun că au fost discuții și la elaborarea bugetului, și în Consiliul de Administrație, și cu unitățile școlare, ce a ținut de executiv, ce a ținut de primărie, ce a ținut de Consiliul Local. Noi am făcut toate demersurile în timp util de a prezenta care sunt sumele necesare conform prevederilor legale, adică suta aia de lei, mulțit cu numărul de elevi de pe raza orașului. Am transmis aceste documente la toate forurile abilitate, Ministerul de Finanțe, prin Direcția Generală, Inspectoratului Școlar. Au fost mai multe corespondențe în acest sens și pe care dumneavoastră le-ați văzut la momentul respectiv. Iar acum ce referire făcea domnișoara spunând că a mai venit o adresă, într-adevăr, a venit o altă adresă de la Inspectoratul Școlar care spune așa, știți, da, legea prevede, suma n-a fost suficientă de la bugetul de stat, dar puteți să puneți și de la Consiliul Local. Dar problema era în felul următor, că suma care ar fi trebuit să o punem de la Consiliul Local prin buget este astronomică pentru bugetul local. În bani vechi, 12 miliarde, să-i poți aloca doar pentru acest obiect, este imposibil. Doar dacă tăiem tot ce înseamnă celelalte funcționalități. Și de aici această emoție. A fost preluată tema de către asociația acestor elevi. Această asociație nici măcar nu are reprezentare la nivel de localitate. Și doi, vreau să vă spun că această dezbatere sau aceste dezbatere au fost în toate consiliile locale din județul Bacău, cel puțin. Și niciun consiliu local nu a putut să-și asume plata acestor sume. Adică noi nu suntem excepție. De la regulă spune, doamne, uite, celelalte unități administrative au găsit soluția, au făcut și Târgu Ocna, uite, pe principii de că au alte investiții sau de orgolii sau știu eu ce, nu doresc pentru tinerii comunității noastre. Departe de noi gândul acesta. Și dacă la prima rectificare națională vor veni banii, cu siguranță la prima ședință de Consiliu venim și rectificăm bugetul cu valoarea aferentă. Cât va fi? Același lucru s-a întâmplat și cu alocarea pensiilor și cu alocarea alocațiilor. De asta am vrut să fac această precizare și să sperăm că lămurim odată lucrurile și nu mai deformăm realitatea chemând și supunând a treia oară un proiect de hotărâre care, păcat, pentru că dăm sau apăsăm pe un subiect sensibil pe acești tineri, care, firesc să fie normal, când primesc o posibilitate de a primi un stimulant, luptă pentru el. Mulțumesc! Da. Acest proiect este generos, are cea mai bună intenție, dar chiar dacă s-ar vota, n-ar avea efecte nici într-un fel. Pentru că articolul 3 spune clar, când vor veni banii de la buget. Deci chiar l-am votat degeaba acum, în momentul ăsta. Cum spun și antrepătorii mei, dacă vor veni banii, vom ști exact suma și atunci vom ști exact ce votăm. Deci, practic, ne-am grăbit acum cu ceva. Chiar dacă e cea mai bună intenție din partea inițiatorilor și foarte bine, dar un proiect care nu are finalitate imediată. Deci dacă noi am votat asta, mâine sau luna viitoare, revede tot n-ar avea buse. Da, mai bine. Asta ar zice că, da, nu s-ar încălzi cu o hârtie în plus de aici. Deci de asta, zic eu că ar trebui să așteptăm banii și pe urmă să votăm. Mulțumesc. Dar am dezbătut și noi acest punct în Comisia Economică și am verificat întreaga sumă, 321.000, care a venit de la bugetul de stat pentru, cu această destinație, a fost repartizată pentru burse. Așa cum arăta și domnul primar, dacă mai vin alți bani, atunci putem să venim și să vedem dacă nu se face rectificarea, atunci putem să facem observații. Dar deocamdată, întreaga sumă care a venit cu destinație a fost repartizată pentru destinație. Dacă mai sunt intervenții, supun la vot proiectul după ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă?
Abține. Vă putem și justifica dacă e nevoie de abține. N-am mai luat cuvântul, pentru că am mai luat de două ori această temă și nu. De regulă se justifică abținerea, aș putea să spun ceva dacă e nevoie. Am spus-o de treabă. Punctul număr 16. Întrebări și întrebări răspunsuri. Dacă sunt discuții? Nu sunt. Domnule consilier. Da. Am trimis o solicitare către executiv, mă urmărat undeva în zona blocurilor CEU-uri. CEU acela lung, chiar și prima scară de lângă EDS de aici. Sunt câțiva locatari solicite. La un moment dat era o bancă acolo. Sunt niște bătrâni care nu pot să ajungă chiar până în parcul din parcul de acolo. Vor o bancă acolo. Ea era, dar înțeles că a fost amplasată pe un cămin și n-aveau acces și ei de la crap, să fie pus eventual în partea asta lor. Da, acolo, acum, acolo este o problemă. Acea bancă a fost montată în imediată apropiere a balconului unei proprietari de acolo, utilizând-o ceilalți proprietari. Și proprietarul de acolo a spus, domnule, vă rog frumos, luați, pentru că aici se întâmplă anumite lucruri, se lasă mizerie, se întâmplă o stare de disconfort. Când am vrut să amplasăm și să o retranslatăm, chiar cei care aveau nevoie de asta, dar nu în dreptul nostru. Deci cam aici e situația. Am înțeles. Eu de înțelegere între ei acolo. Da, da. Noi am susținut și am montat tot ce înseamnă un mobilier stradal și am răspuns tuturor soluțiilor acolo unde a fost dorință și unde a fost înțelegere. Acolo unde... Probabil vor găsi o soluție și să o accepte undeva acolo. Noi nu avem o problemă. Da, în zona. Mulțumesc. Partea... Am să răspund să aleagă ei locul. Corect. Da, mulțumesc. La unele întrebări au fost date răspunsuri. Mulțumesc. Aceea când e gata Casa de Cultură, la altele nu. Și vreau să fac o constatare, câteva probleme ale orașului. Așteptăm de două luni contractul de management al domnului administrator public, deci acum a fost transmis. Poate până la înălțare reușim să reabilităm crucile din Osoarul din Poieni. Hai să, câteva zile ar putea fi reabilitate, cele care au căzut în două, nu. N-am primit răspuns, am solicitat și înscris situația drumului îngustat al Savinei, care duce spre Savina, cât și construcțiile pe domeniul public. Nu am primit niciun răspuns. Ieri ați făcut o solicitare și la finalizarea ședinței de comisie ați plecat. Eu eram dispus și aveam materialul pe masă și am așteptat. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Corect. Nu puteți contesta prezența mea în cadrul instituției. V-am dat hârtia și... Și v-am așteptat pe dosarul pe masă. Sigur. Bine. Nu e nicio problemă. Nu e. În partea. De la ieșirea din incinta blocurilor și din parcările F9-F17 trebuie făcut ceva, pentru că obturează și ești prea mult cu mașina pentru a te asigura stânga-dreapta și sunt riscuri de accidente. Nu știu, ori un limitator de viteză pentru cei care vin pe Capitan Bușilă, ori o oglindă, da? Să vedem cine vine din stânga, cine vine din dreapta, precum și în dreptul casei Borisov ar trebui un semn de presemnalizare, să zic așa, viraj la dreapta, pentru că este pus după casa Borisov și când cei care nu știu și vor să facă dreapta, se trezesc dintr-o dată față în față cu altă mașină, da, și e pericol de accident. Deci drumul Țărnii, care pleacă din drumul Tisești, ar trebui puțin balastat, că este plin de nămol. Vreau să anunț înființarea unui ONG
Vali și Rebecca, care sprijină familiile defavorizate și ajută oamenii nevoiași și putem apela la ei de câte ori vrem să facem o faptă bună. Groapa de pe apărut în carosabilul nou de pe Păiești Grămadă, nu mai știm ce se întâmplă cu ea. Știu că e monitorizată de un telaș foarte scump, dar nu mai știm. O monitorizează dumneavoastră zilnic. Da? Și se mai scufundă? Ce ziceți? Păi nu știu, vreau să aveți măsură. O lăsați așa? Iese din garanție? Așteptăm să iasă din garanție? Câtă garanție are strada respectivă? Ne puteți răspunde la întrebare? Să primiți un răspuns ulterior. Ulterior, dar de ce? Nu? Știu? Pentru că eu nu sunt subordonat dumneavoastră. Da? Am înțeles. Deci ar trebui să procedem la reabilitarea fântânilor din oraș. Așa, după modelul celor din Dofteana. E păcat că trăim din comparații, dar asta este. Da? De asemenea, ar trebui schimbate plăcuțele pe străzi și nu numerele la clasă. Dar aminte când ați votat bugetul, domnul consilier. Poftiți? Poftiți? La buget trebuia să faceți aceste lucruri. Ce anume? Aceste solicitări care le face dumneavoastră, să asfaltăm drumul țărnic? Nu, dar dumneavoastră ați făcut fără să treceți prin, nu de asfaltat drumul țărnic, e pus puțin balastru. Da? Puteți lua de la prietenul noastră, că are excedente de pe teren. Da. Eu? Da. Eu? Relațiile de prietenie nu le putem analiza aici. Am înțeles. Vreau, dacă se poate, să reînnoim competiția între cer și pământ, știu că este puțin timp, și alte activități, competiții de șah, tot ce se poate face, pentru că stagnăm ca și stațiune. Dar nu avem niciun eveniment. Ceilalți de Tineslănic, cei... Haideți să nu deformăm realitatea, pentru că modelul abia au apărut primele măsuri de relaxare acum câteva zile. Haideți, acum nu facem politică aici în cadrul... Nu facem politică, dar mă uit la celălalt locație. Dar ce vă uitați? Deja fac competiții. Care sunt alea competițiile și Târgu Ocre, dacă acum peste câteva zile vom avea un eveniment? Am avut un eveniment acum unul câteva după zile. Un an. Haideți, domnul consilier, eu cred că nu vă puteți deconecta de vechiul mandat. Da, sigur. La care dumneavoastră ți-ați prezentat. Deci vreau ca cele două alei... trebuie să fie făcute pietonale, nu ambientale sau cu pietrișă artizanală. Trebuie făcute ca să fie cum trebuie. Deci noi am reabilitat aleile existente și acolo s-a creat un spațiu de schimbare puțin a zonei și de aceea este acel model de alei. Creată tocmai pentru a rupe puțin culoarea, pentru că acolo nu a fost niciodată alei, dacă ne aducem bine aminte. Era o zonă cu noroi. Da? Păi, aici îi văd că susțineți și transmiteți mesajul mai departe, dar să nu amestecăm lucrurile. Am reabilitat... Deci aleile nu sunt pentru a fi circulată, să înțeleg. Sunt doar pentru... Nu deformați răspunsurile mele. Deci îmi spun răspunsul la întrebare. Au fost alei așa de frumusele, între blocuri. Acolo nu a fost alei. Am înțeles. Păi ați făcut ce ați făcut astăzi, dacă nu au fost alei? Spuneați... Când veți fi dumneavoastră un donator de credit, atunci puteți să vă stabiliți. Am înțeles. Mai țin niște blocuri de-ați dupat în fața la E4 și E5. Le-ați numărat? Da. Sunt 4. Da. Nu vă interesează. Mulțumim frumos, domnule. Domnule consilier, domnul consilier, domnul primar, la destrezul principalul de voastră, așa și în rest. Există un registru de audieri, da? Nu audieri, audieri. Așa, scuze. Scuze, domnul meu. Așa. De ce vine aici domnul cu atâtea și atâtea probleme
cu un scaun acolo, cu o bancă dincolo, cu un bec dincolo, cu un scucin. Da. Așa. De ce? Pentru că așa trebuie în Consiliul Local. Multe probleme. Cum adică așa trebuie? Așa trebuie. Păi, dar ce există registrul ăla? Exactă întrebare care am pus-o, de ce există comisia? Da. De urbanism, comisia de economic, comisia de nu știu ce. Nu? Da. Se discută niște probleme ale orașului. Problemele orașului se discută. Acolo se discute. Celelalte care, așa, care sunt peste, așa se discută la ultimul punct. Mă dau un răspuns? Vreți un răspuns de la mine? Dar problemele nu vreau. Problemele care au fost trecute nu în registru. Nu, nu am spus la dumneavoastră. Păi, deci, nu m-am referit la dumneavoastră. Eu vreau să comentez și cu siguranță problemele care sunt trecute și care le preluăm în cadrul oficial din registru de audiențe. Așa. Sunt prelucrate de către serviciile de abilitate și se fac răspunsurile sau se remediază lucrurile, cele care pot fi remediate. Ținând cont de situație, ținând cont de buget, ținând cont de anumite alte reglementări. În rest, așa că dacă vrem să ne facem vizite la televizor, putem să declanșăm odată o ședință de Consiliu Local în care punem doar diverse. E păcat. Adică, ușa instituției și ușa tuturor serviciilor din aparatul de specialitate a fost deschisă și suntem aici de luni până vineri, tocmai pentru a prelua toate solicitările, inclusiv ale dumneavoastră. Cu preluarea stăm bine, cu rezolvarea stăm bine. E o părere a dumneavoastră. E o părere a mea. Sigur. Domnule consilier, domnule primar, avea dacă puteți face o solicitare la Poliția Orașului pe domnul. Între orele 8 fără 10 și 8 și 10, să dea câte un polițist aici la intersecția 30 și la intersecția lui Constantin. Da. În zona unităților școlare. Că să stă câte mașini, câte un sfert de oră când iasă de pe Ștefan Constantinescu, toți vin cu mașini la școala numărul 1, sunt vin la numărul 2, ca doi, și e blocaj. Dacă s-ar putea în timp să procedăm cândva la un sens girator aici, în centru, la 30. Exact din cum e la Onești, la intrare, bună. Și-a văzut cât a dezlocat circulația acolo, deci puse de ceva din zile. Anul ăsta am făcut. Adică ar trebui o solicitare, iar dimineața și copiii, trei și trecerea aia de pe turn, care în corpul fără. Și după Ștefan Constantinescu, durează sectorul ca să ieșească. Da. La fel și la 30. Acum, o solicitare cum stau în drum toată, doar poate să stați 10 minute ca să până să iertă copiii la școală. Instituția Poliției și a Jandarmeriei e permanent pe traseu, dar este adevărat că dimineața, în zona unităților școlare, e un trafic intens, pentru că noi, în calitate de părinți, încercăm să ne ducem copiii la școală, mă rog, după toate nebunia de a sta acasă un an de zile. În ceea ce propuneți dumneavoastră sens giratoriu, ați văzut că am pus pe bugetul anului 2021 lista de investiții și suntem deja cu proiectul început și suntem în situația de a întocmi documentația, am eliberat și certificatul de urbanism. Facem semaforizarea din zona centrală, care va reglementa și intrarea și ieșirea de pe 9 mai, vrem acolo să facem intrare și adică cu două sensuri. Vom reglementa și încercăm să lățim puțin și strada 9 mai ca să fie de două sensuri și spațiu de parcaj. Și atunci, practic, în momentul când se schimbă pe culoarea roșie pentru a asigura laterala, atunci putem ieși și din sensul giratoriu. Sperăm ca anul viitor să punem pe ordinea de zi, pe buget și sensul giratoriu. Acolo am fost condiționați de existența unui studiu de trafic. Studiul de trafic care pe noi le depășește din punct de vedere financiar, am făcut demersul la drumuri naționale și sperăm să ne sprijine ei cu acest studiu de trafic. E un element component în cadrul proiectului. Trebuie să facem până la urmă sensul giratoriu, este și pe DN. Da, dar e pe DN. Și odată ce este pe DN, documentația trebuie avizată. Nu poți să o avizezi fără studiul de trafic. Studiul de trafic acum nu există. Nici cei de la DN nu au. Și au spus că vor face. De bine durerea creierii. Astea sunt procedurile. Ce a ținut de noi pe partea de semaforizare, o facem și credem că o parte din traficul ăsta congestionat în zona centrală va fi reglementat cu semaforizare. Domnule consilier, un singur punct, am ca să nu monopolizez punctul să învățe. La cele două scări de
blocurile care au, care sunt prevăzute cu lift, înțeleg că nu funcționează instalația asta de ascensorul ăsta. Rugămintea, luați legătura cu firma cu care avem un contract de mentenanță să intervine, să, să le pună în funcție. Nu, acolo ele nu au funcționat de la bun început, pentru că costurile de operare cu acest serviciu trebuie redistribuite pe utilități. Pentru că prin formulele de calcul acum, din chiria rezultată, aproape că nu ne rămâne absolut nimic nou, ci pleacă totul către finanțatorul principal, statul român, prin Compania Națională de prin ANR. Și atunci, acele echipamente sunt funcționale, bine, cu o revizie, pentru că n-au funcționat niciodată, la darea în folosință a blocurilor, cei mai mulți din, loc, din chiriași au spus, doamne, preferăm să nu ne mai încărcați acum lista cu cheltuielile, pentru că încercăm, avantajându-ne tinerețea, să nu utilizăm acest serviciu. Aici e toată problema. Am înțeles, informațiile e diferite. Majoritatea vor să funcționeze și sunt puncte de vedere. Este adevărat, cei de la etajele superioare, 4 și 3, ar fi avantajați de același serviciu. Pentru că nu mai urce atâtea scări. Cei de acolo. Putem să facem un, o proiecție, să facem o, o evaluare, care ar fi costurile, o afișăm și pe regula aprobării majorității să o, să o distribuim. Pentru că nu avem niciun interes să punem niciun cost și așa, tinerețea și acum ca să plece într-o casă nouă, sunt atâtea cheltuieli cu mobilă. Am mai mers cu copiii pe aici. Da. E și avantaj. Sunt. Absolut. Sunt niște cheltuieli acolo și nimic. Da, da. Asta a fost și motivul. Nici F13, că acum legislația s-a schimbat, orice construcție cu P+4 obligă să existe ascensor. A fost și la F13, au funcționat două zile, atunci imediat, după care a fost oprit. Și acum e a doua scară de bloc care a putea să domnul primar, până astăzi sunteți bine intenționat și vreți să faceți ceva. Cât mai multe lucruri. Eu am dat o soluție aici de la deschis colegul cu subiectul liftul, ascensorul. Poate fi privat unei cartele. Cât consum, cum ar veni, plătești. Deci primești cine vrea. Deci râdeți degeaba. Deci cine vrea să se plinde cu liftul, deci solicită o cartelă și care monitorizează, contorizează. Exact, și cred că tehnologia modernă permite lucrul ăsta. Bineînțeles. Deci cine vrea să plimbe cu liftul, trecem de acest subiect. Pentru că sunt puțini care vor să plimbe cu liftul. La un bloc cu 4 etaje, de tot mai mult cei mai cazul 4, probabil că vor, da? Cheltuielile sunt mari. Bun. Domnule, avem nevoie de parcări. Trebuie identificate, pentru că locuri care nu sunt utilizate. Și cum spunea dumneavoastră, cu semaforizată, în centru acolo, există acel interval între Vasion și între cele două trece de pietoni. Îți vreau 40 de metri. Pot fi marcaje, să fie mașini parcate paralel cu trotuarul. Trebuie să reducem din suprafața, da, fie spațiu verde, fie trotuar. Dar traficul este și triangulat pentru că rămâne doar un interval neutilizat. Deci mașinile care vin... Și-a anulat o trecere. Da, cred că n-am depășit două minute. Deci, ca să evităm aceste discuții lungi în Consiliul Local, atunci când sunt multe puncte de vedere, trebuie depuse scrise la domnul președinte ca să nu monitorizăm ședința, să o transformăm în campanie electorală sau alte... Exact. Vă mulțumesc! Nu, vreau să vă întreb de un proiect. Vă rog, două probleme. În primul rând, rugăminte față de toată lumea care este aici, că în momentul în care se va reîncepe asfaltarea străzilor orașului, când o fi un an, doi, trei, așa, se începe cu porțiunea de drum care trece prin fața Alpii Salina. Știți că a rămas neasfaltată o porțiunea? Sala Salina. Așa, ar fi important pentru că vor trece turiști, dacă nu începe să-și dea drumul la... Deci, să vedem, să luăm în considerare, să începem cu părținea aia. E păcat, să nu mai am asfaltat de acolo la intrare și...
Așa, avea o rugăminte, deci să țin cont de... Să înceapă cu primul vot, câteva sute de metri. Da, până de la domnul Venceanu, și mai aveam o nenumire, așa, întreb pe toată lumea, de-a mea personală, așa, la punctul de informare turistică acolo, de la Castrămea, au fost făcut o anexă sau ceva, o construcție acolo, nu știu ce... Adică nu știu ce scop are și are și autorizații, știi, a primit pentru așa ceva. Dacă la cui doare? Dacă puteți să-mi răspundeți, nu știu, e o construcție, dar nu știu ce de rost are pentru punctul de informare. Înseamnă că de cheltuiala firmei taxi, în putere sau... Noi n-am știut să am prietat autorizații concesiunii pe care am luat de acolo, pentru toaletă privată. Dar nu este toaletă privată. Este o toaletă care o putem pune la dispoziție pentru evenimentele publice care le facem în piațetă. Ați văzut că atunci, acum două săptămâni, și vrem să devină cu toată vara să funcționeze, în partea de weekend, vineri, sâmbătă sau duminică, acolo să prezentăm un mic... un mic recital sau nu știu cum să... o activitate de... frumos, să-i spunem așa, și trebuie să avem și un alt fel de spațiu. Nu este nici privat, nu este nimic. Este administrată de către centrul de informare. Este adevărat că acolo a primit ok, pentru că devenise acolo un spațiu total impropriu, care și toți am fost și am făcut poza acolo. E un spațiu care era total neconform cu zona centrală. De-aia a fost și mascată, este acolo dotat cu tot ce trebuie, au o cheie respectabile părinți de la biserica din centru de acolo, pentru că a fost solicitare de a face o zonă pentru atunci când au loc slujbe, pentru concidadinii noștri, și mai au câteva chei, cei care să plătesc tot ce înseamnă serviciile de taxi. Sunt 36 de utilizatori și cu documente înregistrate, au o contribuție la bugetul local, prin toate taxele care le fac, de închiriere și de asta, și am zis că este corect să beneficieze și de un astfel de serviciu, pentru că toaleta publică de la piață e deschisă doar de la ora 8 dimineața sau 7, până la ora 16 sau 17. Ei, acolo fiind activitate permanent, e necesar și un astfel de obiectiv. S-a mutat zona insalubră din stânga, dreapta sau bucură? Acum trebuie să luăm cu toții atitudine, pentru că nu putem să lăsăm persoane care sunt puțin mai neatente sau mai știu eu, cu obrazul puțin mai gros, să meargă în zona centrală și să rezolve anumite lucruri care nu sunt... Da, și de toaletă publică. Public. Un leu la urmă sau cât este să rezolve problemele... Deocamdată, din analizele noastre, o toaletă publică cu bani nu este utilizată. Pentru că încă, la nivel de localitate, iar toaletă publică cu bani, cea care introduci monedă sau banotă și își face toate serviciile de curățare și asta, au un cost destul de ridicat. Probabil vom găsi și momentul când va fi montat o astfel de noastră de echipă. Eu aș recomanda să externalizați acest serviciu. Să fie o firmă privată. Când vom avea solicitări. Să facă o toaletă modernă, poate să ducă omul să facă și duș, să-și cumpere și țigări, să aibă condiții mai bune ca acasă. Susținem inițiativa privată. Da. Și are grijă, să fie curat, și în casă. Stimați colegi, apropo de taximetri, ați spus, taxiurile. Da. Mi s-a stricat mașina, acum și am cerut serviciile taxi. Văd că nu mai merg pe stradă. Își strică mașina. Nu, dar noi mai ne-am trecut întârzi la ședință. Da, mașina mea a dus. Păi nu, acum... Nu, stați să termin. Vă rog. Așa. Din întâmplare, când-mi mașina așa, ieri s-a oferit domnul Abade, așa, să mă duc acasă, după ședința de comisie. Lucru frumos. Așa. Zic că... Nu cred. Uitați-vă mai bine. Hai să vezi, hai să vezi unde stau eu și pe ce ai să mergi. Asta vreau să spuneți. Am zis că cei de pe veri sunt mai diferiți ca dumneavoastră. Da. Așa. Un om care își din momentul din 2007, când am venit în acest oraș, m-am rugat de toți
Spune, face, domnule, e o gară, e un, zice, monument, da? Cultural. Gara mare, cum? Monument istoric. Nu. Așa. Haideți, domnule, măcar acolo, să nu am nevoie de aleea mea. Cu toate că aleea care merg eu acolo, și tot stradă care se cheamă. Cine are mai multe trenuri? Așa. Lipsă. Nimic. Niciun. Nu, acum domnul nimic. E în fază de licitație, au fost... Domnul primar. În fază de licitație, au fost de când mă știu. Tot în fază de licitație. O venit pandemie. Bun, s-o termină. Dar cine vă spunea? Cine v-a zis primar că e în fază de licitație? Da, acum e o certitudine. Apropo, domnul consilier, și dumneavoastră mi-ați promis. Da. Sunteți singurul care mi-ați rezolvat o problemă. E ceva. Conducta de apă. Da, e o certitudine. Acum suntem în proces. Așa este. Toți așteptăm ca acest proiect care va schimba și va moderniza 23 de străzi din toate cele 60 de străzi, e în situația de licitație. Da, nimeni nu mai crede în el. Au fost niște proceduri legale. Gândiți-vă că este un proiect cu finanțare europeană în care Consiliul Local s-a implicat activ și au modificat și au adoptat toate hotărârile pentru a se duce la bun sfârșit acest proiect. Acum este în faza de licitație, cum am spus și în ședința trecută, sunt trei firme concurente în competiție. S-a terminat prima etapă din faza de licitație, acea evaluare duaie. Acum suntem la faza tehnică. Vedeți-vă că mai sunt câteva zile, finalizăm și etapa tehnică, după care vom trece și la acea de etapă financiară, care aceea e mai scurtă. Eu sper ca în 30 de zile să încheiem licitația, să se încheie cu bine, să poată fi declarat un câștigător și să facem tot ce ne este putință ca anul ăsta să înceapă și primele lucrări. Nu știu, vreau în completare... Nu neapărat, eu discut de cele 23 de străzi, pentru că așa este corect. Vreau în completare o prioritate. Atunci, la momentul respectiv, iar cu privire la activitatea de taxi... Cu privire la... Știți ce spun oameni aia de acolo de la mine? Cred. Ești mare consilier, bă, de aia te-am ales? De aia te-am ales? Cu privire la activitatea, cu privire la activitatea de taxi. Să știți că activitatea de taxi, la nivel de localitate, funcționează prin două societăți comerciale care au un număr mai mare de mașini și cu două dispecerate și sunt și câteva taxiuri, mașini care funcționează pe principiul IUC-ul ăsta. Și ele sunt alondate la dispecerate. Dumneavoastră, trebuie să transmiteți mesajul, cum îl transmitem și noi, că utilizarea serviciului de taxi ar trebui făcut prin dispecerat. Pentru că dacă prin dispecerat, el este obligat să presteze activitate de taxi de la prima până la ultima stradă, de în nord până în sud. Dacă una nu, dacă nu onorează o comandă, automat suntem înștiințați și se ridică, primește sancțiuni. Autorizația. Da. Este adevărat că nu toți utilizăm dispeceratul și atunci apelăm direct pe numărul de telefon al conducătorului auto. El fiind mai, unii sunt mai comozi. Dacă e mașina lui, nu se duce. Da, dar dacă e prin dispecerat, odată ce a acceptat să poarte, să facă serviciul de taxe, trebuie să se supună regulile. Iar domnul Abadi, care practică ilegal taxigetrii, va fi sancționat. Nu știu, nu știu. Gata, domnul președinte. Domnul Ban, domnul... Deci, despre proiectul monitorizare video... Domnul Ban. Da, aș vrea să aibă executivul în medie o fund de distinct de tratezare la nivelul orașului, au apărut țățarii și șoboane. Am văzut și sondajul care l-a lansat dumneavoastră, n-am văzut încă feedback-ul. Da. Și cu siguranță au fost făcute și aceste cum se cheamă, activități. Fiind pentru a fi favorabil, o să o facem. Ce să spun oamenii? Nu sunt de acord. O facem. Cum era la Zandia, cum ne spun direct, vreți garsoniere cu
5.000 de lei. Vreți să facă o problemă? Vreau să puțin țară. Da. Problema asta, să știți, acum trebuie să o luăm în serios. Dar o facem sigur. Trebuie să o luăm în serios. Cristian are dreptate. Avem o singură problemă. Dacă la nivel de, de din secție, tot ce înseamnă spațiile publice, le putem face cu firme de profil, problema rozătoarelor e generată de către subsolurile din blocuri, care sunt domenii private în condominiu, care acolo sunt anumite scări, care știm cu toții că generează anumite probleme. De acolo se creează. Am răspuns și primăria a fost tot timpul partener în toate lucrările cu asociații de proprietari sau cu grupurile de proprietari când am venit și noi, fie am pus săpătură, fie am pus o parte din materiale, fie am dat forță de muncă la toate scările de bloc. Acum, de exemplu, intervenim sau vom interveni la, în spate la piață, la IF1. La 10C acum. Bun, și la 10C. Deci răspundem la toate solicitările, dar aici e problema. Că trebuie ca și în cartier, cred că sunt așa partea de dezinfecție, de dezinsecții vom face la nivel de localitate. Da, da. Da. Am cerut de la domnul consilier, mai este o problemă, am cerut în ședința din martie un proiect medic la domnul statul public și am cerut un oficial, un proiect medic. În ședința din martie și am venit oficial cu adresă în luna aprilie, pe o oră, toate și se reprezea cu zei personal dacă se poate, de luna aprilie, dacă mai poate iulie. Cu siguranță respectăm normele legale. Vreau să vă transmit un singur mesaj, o invitație. Astăzi am avut a doua întâlnire cu conducerile unităților școlare, liceul tehnologic, clubul elevilor, asociațiile care se preocupă de partea culturală, artistică și sportivă a copiilor din localitate. Încercăm să facem evenimentul dedicat zilei de 1 iunie în Parcul Mare, pentru că acolo ne permite spațiu să avem și distanțare, și lucru pe atelier, și poziția de a putea organiza această manifestare după o pauză de aproape un an jumătate. O facem pe 1 iunie, începând cu ora 10. Mâine avem acțiunea cu poliția și jandarmeria să avizăm acest eveniment și apoi îl facem și public. Și vă rog și pe dumneavoastră, dacă timpul vă permite, luni, marți, pe 1 iunie, de la ora 10 la ora 12, 12:30, maxim 13, să fim în parc, să susținem copiii noștri în activitățile sportive, culturale, de desen și tot ce mai țin de buna lor dispoziție și să îi le spunem la mulți ani. Mulțumesc! Haideți, domnul Muciu, că nici dimineața trebuie. Despre proiectul de monitorizare video când va fi, având în vedere că a fost un furt pe Gălean, s-a spart școala din Tisești, când va fi implementat? Este în procedură. Mulțumesc. Bugetul a fost aprobat abia acum o lună, zice. Nu pot să arzi niște etape. Am înțeles. Studiul de fezabilitate este finalizat. Aveți soluțiile. Montarea celor 29 de camere. Suntem în discuție acum cu doi operatori. Să vedem acum oferta cea mai convenabilă. Și anul trecut a fost decontați bani. V-am spus să vă deconectați de mandatul celor. Mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc. Ne place de fapt.